Salut, bine ați venit la un nou video pe această săptămână, unde voi vorbi despre franco-elvețian și ienul japonez. Știu că am vorbit săptămâna trecută despre această paritate, de asta nu voi insista mult pe ea și voi analiza două parități această săptămână, considerați-l un bonus din partea mea. Săptămâna trecută, dacă ați apucat să vedeți video-ul, știți foarte bine că am discutat despre ienul japonez și franco-elvețian și am spus că pe franco-elvețian și în japonez, mă aștept ca această paritate mai devreme sau mai târziu să testeze zona de la 118-118-300 aproximativ. Acest lucru s-a întâmplat destul de lepede pentru că observăm că vineri paritatea a atins acest nivel la 118 și piața s-a închis cu un bearish pin bar. Iar săptămâna ce urmează mă interesează foarte mult această zonă de la 118 și 118-300. Să deschid o poziție short undeva din zona aceasta cu un stop loss deasupra zonei, bineînțeles deasupra high-ului din data de 2 februarie 2018, undeva în zona de 118-700. Iar ca și prim target voi avea zona de la 116-500 pentru că este un nivel cheie din punctul meu de vedere și puteți observa foarte bine de ce este un RO reversal level. Așa cum am promis, voi analiza și a doua paritate și vreau să vă dați un bonus din partea mea, și anume euro-dolarul. Nu voi sta pe foarte multe nivele, voi vorbi despre zonele cheie pe care le urmăresc și voi începe cu zona de 1.13, care consider este o zonă foarte importantă, nu doar pentru că am avut un bullish pin bar și că am găsit foarte mult interes de cumpărare în această zonă, dar am găsit suport chiar unde ne așteptam să găsim suport, pentru că vedem că avem această linie de trend din data de 20 august 2015 și conectată cu high-ul din 5 mai 2016, și eram foarte aproape de a găsi. Imediat vreau să conectez cât mai clar această linie de trend, să prindem tot ceea ce este relevant și doar la câțiva pips să vedem că am găsit suport, era de așteptat. Însă consider această mișcare, în punctul meu de vedere, consider un false breakout. De ce consider false breakout? Voi răspunde imediat, și anume pentru că, din opinia mea, euro-dolarul se tranzacționează într-o consolidare, și anume în acest range de la 1.1530 și 1.1830. Și mă aștept ca euro-dolarul să atingă nivelul la 1.1830 mai devreme sau mai târziu. Însă haideți să intrăm puțin mai în detaliu, și anume voi mai adăuga încă un nivel pe grafic, și anume zona de la 1.19.500, deoarece dacă această zonă de la 1.18.300 va fi spartă, cu siguranță Eurodollar va testa zona de la 1.19.500, avem 200 moving average, avem un KRO reversal și nu doar atât, atunci vom discuta probabil despre alt pattern de head and shoulder. Și de ce spun alt pattern de head and shoulder? Pentru că și săptămâna aceasta sunt intrat este o poziție long pe euro-dolar din zona de 1.17.100, 1.16.200, voi pune 1.17.15 ca să rotunjim suma. De ce facem acest lucru? Pentru că vedem că a fost spartă această linie de trend și această rezistență din zona de 1.17.20. Am spart candle pe data de 20 septembrie cu un candle bullish, candle mare de cumpărători. Mă aștept la o corecție în această zonă. Și vedem că avem de-a face cu un pattern, un invers head and shoulder. Știți foarte bine, invers head and shoulder este un pattern care se formează la sfârșitul unui downtrend. Ca să fie valid, în niciun caz nu poate fi în mijlocul unei structuri. Și avem parte de neckline, care neckline nu este în această zonă, așa cum am spus, linia de trend, care avem o confluență de suport cu neckline-ul acestui pattern și rezistența la 1.17.100-1.16.200. Mă interesează să am o poziție long cu un prim target la 1.18.30 urmat de 1.19.50. Cam atât pe această săptămână. Eu vă urez în continuare duminică frumoasă, spor la studiu și succes. Ne auzim săptămâna viitoare.